Prea mei, Hristos a înviat. În drumul spre Ierusalim, Mântuitorul a deplâns soarta cetății cercetate îndelung de Dumnezeu prin drepți și profeți, dar care urma să cadă în păcatul uciderii Fiului lui Dumnezeu și să înfrunte consecințele acestui deicid. Hristos știind că merge spre Golgota pătimirilor sale, își plânge așadar Fiii și fiicele care se înstrăinează atât de mult de el, încât vor ajunge nu doar să nu-l recunoască, ci să-l și trădeze, să-l scoată din cetate și să-l ucidă, ca pe cel mai de pe urmă dintre oameni, ca pe un tâlhar și venetic. Pe cale este abordat de ucenicii săi, fii lui Zevedeu, care dând dovadă. De o slabă înțelegere a ceea ce urmează să se petreacă la Ierusalim, îi cer Domnului locuri de frunte în împărăția pe care cred că acesta urmează să o întemeieze pe pământ. Ucenicii își supraestimează afecțiunea, fidelitatea, curajul și putința de a-și urma învățătorul în multele încercări care vor urma, așa cum se va vedea, nu doar din reacțiile apostolilor Ioan și Iacov, ci și din făgăduințele de șarte ale ucenicului Simon Petru din noaptea cinei celei de taină. Când intră în Ierusalim, Iisus este ovaționat și întâmpinat ca Mesia cel profețit. Îi se așter haine pe drumul petrecut călare, pe mânzul asinei și îi se strigă osana spre furia cărturarilor și fariseilor. Dar Mântuitorul are sufletul greu privind la această manifestare de bucurie și entuziasm. Știe că cei mai mulți dintre ierusalimitenii care îl întâmpină astăzi ca pe împăratul lui Israel, peste doar câteva zile vor striga furios înaintea guvernatorului Ponțiu Pilat, răsticnește-l, răsticnește-l. În toată această vânzoleală confuză și haotică, în tot acest întuneric, se află însă semințele luminoase ale renașterii duhovnicești de după Golgota. Inima cea bună a ucenicilor săi, cu excepția vânzătorului Iuda, care își iubesc sincer învățătorul, cu toate că nu au ajuns la înțelegerea dreasă cu sarea Duhului Sfânt, a misiunii și persoanei sale, fidelitatea nezdruncinată a mironosițelor și a celorlalte sfinte femei, în frunte cu Maica sa prea sfântă, care rămân până într-un sfârșit alături de el, și inocența curată a copiilor, care au strigat și ei, Osana, la intrarea triunfală în Ierusalim și pe care nu îi regăsim alături de mulțimile întărâtate din curtea pretorului. Acestea sunt vestigiile binelui care vor fi recuperate într-un Hristos după înviere, dragostea, fidelitatea, nevinovăția, curăția, inima bună, sinceritatea și blândețea. Capacitatea de a-l recunoaște pe celălalt ca pricină de bucurie și împlinire. Pentru o clipă care le-a părut însă discipolilor lui Isus ca un coșmar fără sfârșit, aceste rămășițe au fost înghițite de ceasul întunericului, de desrănțuirea duhurilor răutăților ce a urmat arestării Mântuitorului din grădina Ghețimanii. Pentru o clipă, singura voce care s-a auzit a fost cea a tiranilor și stăpânitorilor, cea a mișeilor și trădătorilor, cea a torționarilor și biciuitorilor care le schinciuiau pe fiul omului, a hulitorilor de Dumnezeu. Au amuțit atunci glasurile de bucurie ale copiilor. Au amuțit și glasurile ucenicilor și ucenicelor. Degradarea era dusă până la ultimele sale consecințe, besna era de plină. Scump frate și scumpă sor. ne aflăm și noi astăzi, precum ucenicii lui Isus pe cale spre Ierusalim. Suntem înaintea unor evenimente istorice cu caracter eschatologic. Auzim ce ne spune Domnul despre acestea, dar nu avem încă o înțelegere de plină. Este un moment de confuzie și de nedumerire. Ce va se întâmplă cu umanitatea contemporană? O intuim, dar parcă este prea mult ceea ce ni se întrevede ca prin ghicitură, despre Golgota, despre pătimirile ce vor urma, despre risipirea tuturor. Unii dintre noi așteaptă iluzorii biruinții ale binelui pe acest pământ și în această lume, eventual fără cruce. Alții cred că prin propria vitejie și propriul curaj, prin propria rezistență și propriul crez, vor răzbate în orice încercare. Asistăm la un accelerat proces de întunecare, de degradare a chipului uman creat de Dumnezeu, iar acum în pericol să se desfigureze până la ajunge de nerecunoscut. Vedem și trăim în propria noastră experiență cum se destramă comunitățile, cum slăbesc bisericile, cum se zdruncină viața de familie, cum pierd națiuni și civilizații întregi. Vedem cum lucruri de neînchipuit până acum 5 sau zece ani, devin astăzi modă și mai rău decât atât, norma zilei. Schimbările din jurul nostru sunt atât de iuți, încât nu avem răgazul de a le surprinde, dar mite, de a le capta sensul, de a le înțelege, și unde este cazul de a le preîntâmpina și stăvili. Întreaga lume este într-o cursă nebunească pe un drum care se termină în abis. Oriunde te uiți, constați că umanitatea se află în mare suferință. Ce provoacă această desfigurare și această denaturare? Ce ne mână în această cursă? Bulversarea fără precedent a valorilor care stau la baza societății. Negarea, contestarea și inversiunea celor mai elementare date ale umanității. Nimic nu scapă nepervertit, nimic nu scapă neîntinat. Un ecosistem digital care însingurează, alienează și deposedează de empatie și profunzime persoana. Suntem din ce în ce mai incapabili să ne implicăm în relații de profunzime și în conversații de adâncime cu aproapele nostru. Ne achităm de sarcini profesionale, muncim și câștigăm niște bani, tot mai puțin valoroși, dar, în rest, preferăm să ne refugiem cu mintea în imagini înlănțuite pe ecranele telefoanelor, să verificăm ultimele notificări de pe rețelele de socializare sau să scriem pe mesagerie. Toate acestea chiar dacă ne aflăm alături de cei dragi în căminul familial sau cu prietenii și colegii în societate. Nu putem să stăm mai mult de câteva minute fără a ne verifica telefoanele, iar aceasta deseori chiar și când participăm la Dumnezeasca liturghie. Evităm aproapele și făcând aceasta ne evităm pe noi înșine. Îl evităm pe însuși bunul Dumnezeu. Și unde vom ajunge dacă vom continua așa? Vom ajunge? Biete marionete manipulate de algoritmi perfecționați într-o societate care idolatrizează tehnologia și care se raportează la inteligența artificială ca vechi păgâni la falsele oracole drept măritori creștini. Mulți dintre noi sunt scindați, lăuntric, baricadați în grupări antagonice, găsind justificare în propria dreptate pentru a urâ și pentru a dori anihilarea celuilalt. Unde mai sunt astăzi făcătorii de pace? Se aud numai îndemnuri pentru mai multă moarte și mai multă distrugere. Forțele dezumanizării caută să se desfigureze chipul scump, frate, și scumpă, soră, și caută să te captureze ideologic, să te golească de dragoste, să te golească de credință, să te golească de tot harul lui Dumnezeu și să-ți compromită nevinovăția, să-ți controleze viitorul și alegerile, să-ți o libertate iluzorie, să îți ofere ura ca dragoste și o pace care e de fapt război. Și atunci, ce putem face? Să luptăm duhovnicește. Zi de zi, ceas de ceas și clipă de clipă, așa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către Efeseni, capitolul 6, versetele 10. Până la 12. Întăriți-vă în Domnul și într-o tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva Stăpânilor, împotriva Stăpânitorilor Întunericului acestui viac. Împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Așadar, scump frate și scumpă soră, vremea este să te ridici la luptă pentru a-ți recăpăta demnitatea, libertatea și umanitatea restaurată în Hristos. Vremea este să-ți recapeți glasul conștiinței. Vremea este să fii aproapele semenului tău, să fii mamă și tată pentru copiii tăi, să fii frate și soră, să fii un fiu și o fică a părinților tăi, să lupți până la ultima suflare pentru ca în tine să rămână vii rămășițele umanității, dragostea, credința, nădejdea. Vremea este să pui telefonul jos, să ieși din caruselul hipnotizant al algoritmilor și să-ți privești în ochi aproapele. Tatăl, mama, fiul, fica, soțul, soția, prietenii și tovarășii de drum sau de muncă. Să le iei mâna în mâinile tale, și să le spui că îi iubești, că îi prețuiești, să le arăți că îi recunoști, că le vezi chipul sădit de Dumnezeu, să îi îmbrățișezi și să le spui din inimă: Hristos a înviat. Făcând acestea, vom fi acele luminițe, poate slabe și palide, însă vii și arzânde, care nu se vor stinge nici când va veni iarăși ceasul întunericului peste întreaga lume. Lumini în întuneric ce vor da mărturie că jertfa Mântuitorului Hristos pe cruce n-a fost în zadar pentru noi. Așa să fie, har vouă și pacea să se înmulțească. Hristos a înviat!